Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit din nou. Dosarul zilei, astăzi alături de noi, noul director al Spitalului Județean Botoșan, medicul Monica Dăscălțe. Bună seara, salut, bună seara, bine ați venit. Mulțumesc de invitație. Fost șef DSP, schimbată oricum de PSD din funcție, repusă tot de PSD din funcție. Nu am fost schimbată de PSD, pur și simplu, în momentul în care mi s-a terminat mandatul, statutul de funcționar public după ridicarea pandemiei nu mai era compatibilă cu meseria mea de medic. Și erați și consilier local PNL și chiar era incompatibil cu... Nu, asta este, de asta n-am putut continua activitatea la DSP, datorită faptului că nou statut de funcționar public însemna să-mi dau demisia din funcția de medic. Avem o Monica Dăscăliței, probabil adusă doar în situații de urgență, de asta și sunt medic de urgență. A început pandemia și era un haos total și autoritățile județene au adus Monica Dăscăliței la DSP ca să gestioneze situația. Avem cazul Alexandra la maternitate, demiterea, de fapt înlocuirea managerului, un scandal total, un haos total. Și iar se apelează la Monica Dăscăliței. Da, ieri am primit propunerea din partea doamnei președinte a Consiliului Județean, ieri la ora 13. Am acceptat. Este de nou aceeași provocare care a fost și la Direcția de Sănătate Publică. Cază și la DSP, perioada aceasta la Spitalul Județean nu este o perioadă foarte ușoară. Probabil nu va fi o lungă perioadă ce a fost până acum. Exact. Și până la urmă poate e bine ca acest sacrificiu să schimbe poate un sistem întreg pe plan local. Eu sper că așa să fie. Probabil faptul că sunt medic sunt probleme, și vin din interiorul sistemului și a spitalului, lucrând de 15 ani în cadrul spitalului. Am mai avut directori medici și nu s-a schimbat mare lucru. De fapt, nu s-a schimbat nimic. Eu sper să reușesc. Dumneavoastră aveți partea bună, că sunteți din sistem și știți cu ce se mănâncă sistemul și știți de unde care sunt problemele, pentru că ați fost și medic rezident, ați fost și subaltern, ați fost și șef, ați fost și de toate. Dar sunt și părțile poate rele, pentru că, nu știu, am văzut că la ceilalți că n-au reușit să schimbe sistemul, n-au reușit să reformeze nici măcar cu atât. Nu știu dacă o să reușesc, eu încerc. Am venit cu idei noi, încerc în primul rând să schimb un pic optica, inclusiv la maternitate, tocmai de asta m-am deplasat astăzi. Vreau... Da, apucăm să... De aici vreau să vă spun, că vreau treptat, după discuțiile cu fiecare medic șef de secție, după ce voi merge pe fiecare secție, să găsesc soluții de... M-am confruntat și eu, ca medic, poate și ca și pacient, ca și aparținător a unor pacienți din familia mea. Și atunci am văzut din ambele părți sistemul sanitar, și ca medic, și ca aparținător. Și Angel Călin a încercat să discute cu toată lumea, n-a apucat decât o lună jumătate, s-a întâmplat și a plecat acasă. Vedeți că în momentul de față, deci chiar nu vreau să vă menajez, dar în momentul de față este posibil ca într-o lună să se întâmple o altă tragedie. Pentru că noi până acum am beneficiat de Doamne ajută, de nu s-a întâmplat. Exact. S-au mai întâmplat tragedii în cadrul Spitalului Județean de-a lungul anilor, poate mai puțin mediatizate decât acest caz, care este într-adevăr o mare tragedie. Au mai fost mediatizate, dar fără reacție din partea botoșenilor. Exact. Dar sper, într-adevăr, să nu mai există, să se mai repete asemenea tragedii. Haideți să reluăm startul emisiunii. Bună seara, bine ați venit! Nu vorbesc cu Monica Dăscăliței, noul director de spital, vorbesc cu Monica Dăscăliței, medicul. Și vreau să-mi spuneți așa. O mamă cu un copil mort în interior, în cât timp ar trebui să intervină? Facem abstracție de cazul Alexandra. În cât timp ar trebui să intervină un medic când primește în spital o mamă cu un copil mort în... Conduita terapeutică a medicului specialist ginecolog. Aici eu nu sunt ginecolog, deci nu pot să vă spun. Eu pot să vă spun din perspectiva pacientului critic sau urgență medico-chirurgicală. Din perspectiva medicală generală. Deci în momentul în care eu astăzi, de asta m-am deplasat la maternitate, de asta vreau să revin cu povestea asta, pentru că vreau să fac o anchetă personală pentru a înțelege exact situația. Am văzut raportul făcut de Spitalul Județean, care l-am trimis astăzi către Colegiul Medicilor, dar doresc să aud și eu personal, să discut atât cu conducerea maternității, pentru că sunt doi medici șefi de secție pe cele două secții mari. Cine sunt cei doi șefi? Doamna doctor Olaru, doamna doctor Puflea. Cu ele am vorbit astăzi, mâine continuu să discut cu personalul implicat și posibil să-i cu membrii familiei, pentru că vreau să aud și
ce s-a întâmplat înainte de a, ca doamna Alexandra să se prezinte la, cu ambulanța la spital. În momentul în care am discutat astăzi, am înțeles din declarații că în momentul respectiv doamna Alexandra era stabilă din punct de vedere hemodinamic. Așa a stabilit medicul de gardă în cameră. V-am spus, facem abstracție cazul Alexandrei. Da, dar vine o doamnă care este stabilă, este bine, nu are sângerări, se simte bine, dar are fătul mort în interior. Când se intervine? Aici v-am spus, din punct de vedere al conduitei chirurgicale, nu pot să spun eu ca medic de urgență, trebuie să spună fie chirurgul, fie medicul ginecolog. Ei intră. Dumneavoastră nu vreți să vă supărați colegii? Nu vreau să... Asta nu asta, să îmi asum eu din punct de vedere profesional, nu pot să-mi aloc dreptul de a... eu nu pot să contrazic un chirurg sau un ginecolog. Pentru asta sunt profesori universitari care pot, în comisii de specialitate, care, din punct de vedere al rangului profesional al specialității, sunt superiori și pot decide dacă s-a greșit sau nu. Din punct de vedere al urgenței, revin, vreau să vă spun ce ține de competența mea ca medic. Eu, în momentul în care am un pacient care este instabil hemodinamic, îl monitorizez și îl supraveghez non-stop. Fie pe monitor, tensiune, puls, activitate cardiacă și așa mai departe. În momentul de față, faptul că doamna doctor, în momentul în care a decis să interneze pacienta pe secție și nu pe terapie intensivă, e clar că a considerat în momentul consultului de specialitate că pacienta era stabilă hemodinamic. De asta vă spun, eu nu pot să mă duc să-i spun medicului chirurg și când medic de urgență, nu pot să-i spun medicului chirurg, intră acum în operație cu pacientul X care îl suspicionez de apendicită acută sau de peritonită. Tot medicul chirurg hotărăște momentul chirurgical. Pentru că eu dacă vă spun acum că eu aș fi făcut, dacă eram ginecolog, clar că dacă aș fost ginecolog, posibil să fi intrat în sală din prima, pentru că faptul că sunt am de 15 ani sunt în unitatea de primiri urgențe, eu am o altă gândire din punct de vedere al urgenței medico-chirurgicale. Că dacă ați fi fost medic ginecolog, dar nu sunt specialist. Am înțeles că sunt ginecolog, nu pot să trec peste specialitatea colegilor mei, că conduia terapeutică ține de specialitate. Eu am înțeles asta, dar asta vreau să-mi spuneți. Dar nu sunt. Și aș vrea să nu mai spuneți pe ocolite. Dar nu sunt, pentru că dacă ascultăm părerea profesorului de la Iași, care s-a luat legătura, am văzut și presa locală, i-a luat interviu domnul profesor Onofriescu, consideră că în momentul respectiv n-ar fi trebuit intervenit din prima în manevra chirurgicală. Dar v-am spus, nu sunt specialist ginecolog. Contează mult părerea unui ministru sau părerea unui șef de secție? Sau cum e domnul chirurg care a spus că trebuie să doarmă în gardă, iar ministrul spune la Botoșani este acea mentalitate că era discuția legată din garda de 24 de ore plus cele 7 ore după gardă care se rămân în continuare pentru cele 34 de ore de activitate a unui medic în care face gardă 24 de ore, există acel repaus activ, nu înseamnă somn. Adică dacă în momentul în care ai o pauză din punct de vedere profesional, nu ai activitate medicală în momentul respectiv, ai posibilitatea să stai... Noi suntem la Botoșani și avem situația pe care o avem. Eu nu m-aș duce să mă operez eu sau să-mi duc un copil la operație știind că un medic n-a dormit 20 de ore. Exact, nici n-aș vrea să fiu consultată de un medic. Dar, dacă un medic la Botoșani, revenim la situația de la Botoșani. De ce nu au curaj asistentele și infirmiere să trezească medici care dorm? Este somnul de frumusețe? Dar asta nu care la toți. Haide să nu generalizăm. Toți am stat cu copii. Dar nu spunem că toți medicii dorm și nu mai sunt treziți. Am ajuns și eu la vârsta de 40 de ani în care am stat doi copii pe diferite perioade internați, cu părinți internați care au și murit. Știm cu toții că este o frică generală a asistentelor de a suna medicul care doarme în gardă. Poate să fie și o scuză. Este ferească Dumnezeu. Nu cred că e scuză, e ferească Dumnezeu. Eu, dacă mă întrebați pe mine din punct de vedere al colaborării cu asistentul, de oricare asistent puteți întreba care a colaborat, vorbesc din persoana mea în activitatea medicală, nu i-a fost frică niciodată să mă caute și în toaletă dacă nu aveam telefonul lângă mine. Da, dumneavoastră sunteți o doamnă mai plăpântă, dar sunt niște domni doctori care îi izbiară și în viața de zi cu zi, nu doar când sunt medici. Dar caracterul normal uman, că e frică. Caracterul... Ăla se ceartă cu pacientul și cu un coleg de-al lui medic, dar minte cu asistentul pe care o consideră inferioară. Caracterul și cei 7 ani de acasă nu putem să-i cuantificăm la fiecare și nu putem să generalizăm. Asta vă spun. Eu nu spun că nu există aceste Dar suntem într-un moment în care, uitați-mă, eu ca părinte
nu mă mai interesează dacă sunt niște cazuri medicale care vor fi controle inopinate și în cursul nopții pe toate secțiile spitalului. Să revenim la doamna manager, nou manager. Ați semnat contractul? Da, am semnat astăzi dimineața. Și domnul Bercea mai este director medical al Spitalului domnul Județean? Domnul dr. Bercea este director medical al Spitalului Județean. Este un medic cu director medical. Dumneavoastră puteți colabora cu el? Director medical care este prin concurs. Foarte frumos. Da. Credeți că veți putea colabora cu domnul? Am început colaborarea astăzi cu domnul doctor. Da, eu de-abia am început să fiu manager de câteva ore în urmă. Sunt niște probleme care sunt moștenite. S-au schimbat până acum vreo câțiva directori, da? De la spital. Să știți că este o funcție pe care nimeni nu vrea. Nu vrea nici cea de manager, nici cea de director medical. Dar nici n-am auzit pe nimeni. Dom'le, a fost colind la casa domnului Bercea, la ușă, au venit factorii decizii și s-au rugat de el să accepte. În momentul respectiv, să știți că a fost singurul care a acceptat. S-au încercat mai multe variante. Fiecare a considerat că nu este momentul să fie director medical. Eu am mai plecat de la TNM. Postul a rămas în continuare și funcționează. Dacă plec mâine, postul funcționează în continuare. Așa este. Nimeni nu e de înlocuit. Corect, și nu suntem nimeni Dumnezei n-a spus că nu este, pe acele nu funcții este și nu suntem înlocuit. De neclintit. Sigur, o să văd, exact activitatea domnului director medical în cursul zilelor următoare. Știți, dacă toți a rugat lumea, că nu vrea nimeni să fie pus acolo și domnul a acceptat, să-și facă și treaba dacă a acceptat. Pentru că dacă o să vă uitați la ultima conferință de presă a vechii conduceri, deja e noua conducere, că e o nouă echipă cu dumneavoastră în frunte, conferința de presă anunțată de vechea conducere, cu două zile înainte. Au fost total nepregătiți. N-au știut ce să vorbească. Domnul Bercea a vorbit de pe pereți. Și a adus el aminte, ați verificat camerele la parterul maternității? Nu. Atunci așa a adus aminte. Nu sunt protocoale. N-a întrebat șefii de secție dacă sunt protocoale. Nu știe dacă sunt protocoale. Nu știe câte protocoale sunt în vigoare în celelalte spitale de urgență din țară și câte sunt la noi. Habar nu are. Protocoalele sunt datorită faptului că a fost acreditarea spitalului și au fost necesare aceste protocoale să fie gata în momentul în care a venit comisia de acreditare. Deci protocoale există. Nu există protocolul pentru mama care vine, gen Alexandra. Tocmai am discutat astăzi cu doamnele doctor. Tot ce înseamnă personal pe la maternitate până acum a fost la medicul la șef. Nu știu, era la la chirurgie facială, la ce erau până acum? Nu, medicul cum șef, să nu aibă protocol pentru așa ceva? Medicul șef de secție, la orice secție a spitalului, face protocoale care le direcționează către conducerea spitalului pentru avizare. E vechea maternitate, care cum nu se mai numește maternitate, se numește secție exterioară. Secție exterioară. Și a spus cum funcționa înainte, așa? O traversăm cu totul. Așa a fost cu toate, cum este pediatria, cum este psihiatria, să veni, dar abani și așa mai departe. Și acest spital județean este un colos cu un număr foarte mare de personal. Și am ajuns la problema asta. Degeaba e colos. Sau degeaba erau unele dintre spitalele cu monospecialitate. Că nu ne ajută cu nimic. Noi vorbim acum și v-am invitat la emisiune în calitate de nou director, dar și problema de la maternitate. Dacă vreți, vă scot la imprimante sau vă trimit pe e-mail comentariile puse de botoșănence, nu de pe conturi false. Știu. Avocate, femei de afaceri, botoșănence care lucrează pur și simplu și explică ce-o povestit și acum 20 de ani, și acum 15 ani, și acum 10, și acum 2. Și nu cred că doar în maternitatea Botoșan. Cred că este o problemă la nivelul... Știți, ar trebui să fie fabrica de bebeluși, ar trebui să fie cel mai fericit loc de pe fața pământului. Corect. Că vin bebeluși. Corect. Așa este. Și, din păcate, vorbim cu femei care au traume când le întrebăm ceva de maternitate. Așa este, am auzit și v-am spus că vreau să schimb un pic mentalitatea și tot sistemul la maternitate. Dar până acum au mai fost cazuri, Alexandra, nu știu care, au mai fost cazuri, am mai văzut și azi la colegii din presă, la un caz care era să se repete acum vreo 2 ani. Dacă pe vremuri era doar faza aia cu dacă ți-a plăcut, acum de ce țipi, niște doamne, îmi cer scuze, pe lumea asta mai sunt și oameni care fac sex de plăcere. Na, ne cerem scuze. Dar aceste replici le-am sezizat și eu când eram student în centru universitar, în secția pe care făceam în perioada respectivă ginecologia, din partea domnilor profesori. Deci, e rostogolită și potentă. Da, este o probabil veche. Domnilor de acolo se pare cool să țipe la niște fete mai mici să le spun asta. Adică, mamă, ce șmechere sunt. Dar v-am zis, nu trebuie să generalizăm. Sunt probleme. Dar știu sunt ani de zile. Știu. Acum să nu generalizăm în 2023... Normal ar fi fost ca până în 2023 să se întâmple ceva. Să fie sancțiuni salariale, să fie dați oameni afară. Nu s-a întâmplat absolut nimic.
Absolut nimic. Nici pentru că ai înjurat o tânără mămică, nici pentru că nu i-ai făcut rău injecție, nici pentru că era să-și piardă copilul din cauza ta. Trebuiau să fie acele reclamații către comisiile de specialitate. Am spus că pot fi anchetate de persoane, din punct de vedere profesional, care pot verifica. În cursul activității mele am scris pe justiție o perioadă, vreo 3 sau 4 ani. Nu s-a întâmplat niciodată absolut nimic. Nimeni care a ajuns cu plângere la parchet n-a pățit nimic. Iar Colegiul Medicilor a salvat până acum cam de fiecare dată medicii care au greșit. Dar bine să luați legătura și cu președintele Colegiului Medicilor. Să nu e în concediu? Dar urmează să vină înapoi. Urmează să vină înapoi. Mă gândesc că poate nu mai vine. Dar dumneavoastră nu faceți parte din Colegiul Medicilor? Da. Ce se întâmplă acolo? Puteți să fiți și directorul spitalului și... Acum mă suspend, pentru că am fost din medic. Colegiul Medicilor. Da, okay. Mă suspend ca și în perioada cât am fost la DSP, m-am suspendat și am fost înlocuită de un alt medic. Eu am fost alertă în urma alegerilor locale. De ce nu pățește nimeni niciodată nimic? De ce n-a greșit niciodată nimic? Dosarele care au fost, nu se spun mai complicate, cu probleme, au fost trimise către Colegiul Național. Deci la București și foarte mulți medici din Botoșani au mers la Colegiul Național și au dat explicații, note explicative și au primit, dacă a fost necesar, au primit sancțiuni. Dar dosarele cele mai complexe au plecat la Colegiul Național. Mama Alexandra este asistent șef la NPI. Tatăl Alexandra este infirmier. Adică sunt oameni din sistem. Indiferent că dacă era din sistem sau nu, este o tragedie decesul acestei doamne. Dacă doamna asistent șef, care, din câte am înțeles-o, de la alți colegi de dumneavoastră, a fost efectiv abuzată pe perioada acreditării și toată lumea a apelat la ea pentru acte, ca să-i ajute cu actele. Dacă vine doamna și se pune în fața dumneavoastră, ca nou manager al spitalului, în fața domnului Bercea și întreabă, de ce a murit fata mea? De ce un medic nu a avut grijă? Tragedia este a unei paciente care se prezintă la maternitate. Indiferent cine sunt părinții, indiferent cine e familia, doamna care a fost pacientă e o pacientă care putea fi oricare alta. Noi trebuie să vorbim legat de cazul doamnei că s-a prezentat la maternitate și s-a întâmplat acest lucru. În spatele poveștii că este fiica sau fiul sau soția... Nu sunt povești. Nu. Nu trebuie să... pe mine mă deranjează tragedia care s-a întâmplat, că a murit un om. Asta vreau să vă explic. Putea să fie o simplă doamnă care vine fără nicio legătură cu sistemul sanitar, cu atât mai mult că este fiica unor oameni care lucrează în sistem. Tragedia este la fel de mare. Oamenii care au ieșit să protesteze pe stradă sunt, vorbim de un popor, un județ și un oraș, care până la apariția Facebook-ului, nici măcar nu puteau, și până la apariția internetului, nici măcar nu aveau unde să comenteze. Ca și ceilalți, dar ceilalți din București erau mai curajoși și ieșeau pe stradă și manifestau tot timpul nemulțumirile și protestau legat de orice. La noi nu s-a întâmplat asta, botoșenii s-au mișcat greu la partea de proteste. A apărut Facebook și și-au făcut curaj să spună asta. Iar acum, tragedia cu Alexandra, dacă era vreun medic acolo să asculte ce spun acei oameni, diferite povești de pe foarte multe secții, o neîncredere totală că se va schimba ceva, o neîncredere totală că cineva va fi tras la răspundere, că nu va fi mușamalizat cazul, o neîncredere totală legat de tot sistemul medical. Excepțiile sunt... Clar, în fiecare zi, pentru că dacă nu ar fi excepțiile din fiecare zi, ar fi carnajul, ar muri oameni cu... Ferească Dumnezeu ce ar fi. Dar își fac oameni din sistem, medici, asistenți, infirmieri, treaba în fiecare zi. De asta în continuare avem nașteri, de asta în continuare avem oameni care merg la spital și ies de acolo viși, repuși pe picioare și vindecați de diferite boli. Dar sunt astfel de cazuri care au marcat acest județ. Care au marcat acest județ. Oamenii până acum au adunat în ei tot. V-am spus, dumneavoastră ați venit fix, ați venit pe funcția asta când a fost de bine și cu banii nemiluit, n-ați venit. Ați venit acum când toată nemulțumirea este față de acest sistem, față de acest spital, pentru că totul este spitalul județean, dar numai acolo sunt doar șefi de secții. Și trebuie să încasați tot, trebuie să încasați totul. Sunt obișnuită că și data trecută același lucru am pățit, eram, știți cum, la figurat sac de box. Ideea este următor, eu vreau să încerc să schimb un pic. Eu sper să reușesc, fiind din sistem, pentru că am și alte idei și alte, în primul rând, pornind de la conduita cazului în momentul în care se prezintă. Și nu vorbim mai de maternitate, asta vorbim la orice secție, că e pediatrie, că e psihiatrie, că e spitalul județean, toate primiri urgențe. Dacă la UPU se pot face mai multe investigații în momentul în care pacientul intră în urgență, la maternitate au fost tot timpul limitați.
discutam și astăzi, să schimbăm analizele. Probabil că dacă doamnei se recoltau niște analize de suspiciune de sepsis sau de trombembolism pulmonar sau de analize care puteau să ducă către o direcție a unui diagnostic de urgență, poate altfel ar fi fost, să zicem, finalul. Doamna doc din discuție și în declarațiile... Chiar dacă se putea face acele analize, cineva trebuie să recolteze ceva și să facă acele analize. Păi asta spun. Dacă la tu vii cu de... repet, e anomalia atât de uriașă, încât de asta și s-a strânit acela la nivel de țară, nu doar la nivel de Botoșani. Păi asta vreau când să vă vii spun cu că... Când un copil mort și nu din ce spunem noi, nu din povești, nu din ce acuză familia, deci din ce este oficial la voi. Da, este o să șapte ore pauză totală de îngrijiri. Pauză totală de interes. Din declarațiile este că doamna asistentă de etaj a însoțit-o pe doamna de 4 ori la toaletă și că i-a pus perfuzii cu antispații și calmante. Deci a primit din punctul de vedere. Într-adevăr, medicul... Era un corp mort într-o corect, doamnă. Păi dacă mâine vine cineva cu un ciocan, cu un cuțit înăuntru, degeaba îl duce cineva la baie și îl aduce la baie și dă o aspirină. Față, moare! Aveți perfectă dreptate, dar eu nu mă pot pronunța din punct de vedere, pentru că eu nu sunt în momentul de față comisia care cercetează activitatea medicală a doamnei doctor. Ar trebui să vă scuturați un pic de... Știu și vă înțeleg. De încorsetările astea. Nu, dar nu încorsetări. Problema este că am întrebat și eu dacă doamna doctor... Am citit mesajul doamnei la ora 4 și am întrebat dacă doamna doctor, în momentul în care a primit mesajul pe telefon, avea vreo urgență pe secție. Să verificăm pe raportul de activitate, pe raportul de gardă, dacă la ora respectivă, când a primit mesajul și s-a uitat sau nu s-a uitat pe telefon, a avut o activitate. Am cerut treaba asta. Deci eu mă duc mai în profunzire și încerc să văd exact ce s-a întâmplat. Deci momentan am doar acel raport pe care l-a făcut spitalul și vechea conducere, pe care l-am trimis către Colegiul Medicilor. Eu acum am început să fac pașii și toată ancheta din nou să văd exact ce s-a întâmplat. Și luăm prima pauză publicitară, rămâneți alături de noi, revenim imediat. Am revenit, vă rămătesc alături de noi, avem pe doamna doctor Monica Dăscăliței, noul director, noul manager general al Spitalului Județean. Am așa o plăcere deosebită să vă întreb după conferința de domnul Bercea, mai este în funcție de director medical? Astăzi era în funcție de director medical, da. Deci n-a demisionat. Nu a demisionat. Acum ar trebui să vă depună dumneavoastră demisia, nu dacă demisionează. Dumnealui a luat postul prin concurs, eu trebuie să văd exact activitatea. Dacă nu-ți faci treaba, trebuie să rămâi acolo până la canalele grecești, că ai concurs. Am intrat în post de azi dimineața la ora 8. Nu, dumneavoastră, nu. Deci, n-am văzut ieri conferința de presă, mi-am promis că mă uit la conferința de presă. Pe ceva. Am prins doar vreo două întrebări ale dumneavoastră. Dacă vreți să vă enervați. Și să vă întoarceți mâine când mergeți la biroul de director, să nu știu, chiar să turnați, să fulgerați, uitați-vă la emisiune. Să mă uit. Vă promit. Dar n-am avut timp. Deosebit. De el în continuu am avut treabă. Emisiune pregătită, anunțată și pregătită de conducerea Spitalului Județean Botoșani. Am înțeles. Am așa o întrebare de la cineva. Considerați că șeful de secție de la maternitate poate fi un bun colaborator? Dat fiindcă activitatea de zi cu zi în această secție este coordonată de domnia sa de foarte mulți ani, încă de când era spital monospecialitate. Acolo avem doi medici șefi, am zis așa. Dar avem un medic care era director și când era spital de monospecialitate. Dar activitatea profesională a doamnei... Nu, dar cine? Nu v-am spus să o dați afară sau să schimbați o funcție de medic? Eu vreau să schimb, un șef pic... de secție. Păi vreau să șef schimb... Șef de secție nu se mai schimbă? Ba da, la 5 ani, dacă sunt prin concurs. Dar trebuie să putea să avem o singură secție mare, să fie un singur șef la un moment dat în maternitate, nu neapărat să fie doi. Politicul când vrea să schimbe ceva la DSP, pe vremuri făcea așa. Cum se numește DSP? Putem să schimbăm directorul? Nu. Atunci facem așa. Reorganizarea se numește Autoritatea de Sănătate Publică. Nu m-ați ascultat. Iar fostul șef făcea dar parte din DSP, ascultat, nu din ASP. Vreau să fac reorganizare la maternitate și s-ar putea maternitatea să fie într-adevăr o... Cele două secții mari, OG-uri, să se unifice. Am zis, trebuie să schimbăm un pic... Da, acolo ce avem? Avem două secții pentru că cineva n-a vrut, după reorganizare, după comasare, să renunțe la... să-i se spună șef? O să verific exact care e situația la maternitate. Am spus că vreau să schimb începând de la intrarea în maternitate, la intrarea pacientului în camera de primiri urgențe a maternității și până pe sus pe secție să fie altceva de ce a fost până acum. Ați spus că ați fost la vizită la maternitate. Da.
ați vorbit cu, ați apucat sau urmează ca săptămâna asta să vorbiți cu medicul sau cu asistenta din astăzi gardă, am medicilor, celor doi medici șefi. Mâine urmează să, am înțeles că doamna doctor, medicul curant, nu se află în localitate, dar voi solicita cadrelor medii care au fost în noaptea respectivă de gardă să vină la o discuție, să află exact punctul de vedere. Pentru că una este nota pe care au dat-o la ancheta internă a Spitalului Județean și alta este o discuție directă ca să pot să pun eu întrebările care consider că mi-ar ciuda anumite suspiciuni. Dumneavoastră ați vreodată șpagă la un medic? Șpagă? Da. De-a lungul vieții mele? Da. În tinerețe, da. Și după ce ați devenit medic? După ce am devenit medic, nu, pentru că recunosc că îmi tratez familia și numai dacă am avut o problemă foarte gravă ulterior am ajuns în spital. Că e și problema asta. În continuare e și aceeași problemă. Adică lumea... Dar nu generalizăm, domnul Carlin, pentru că oamenii asta... pădure fără uscăciuni nu există, da. Și nu spun că nu se întâmplă oamenii, treaba asta. Dar nu putem pune... prezenți acolo în fața maternității, o parte eu din ei... Sunt de acord cu dumneavoastră. Au spus. O parte din ei au spus, dar avem și medici care salvează vieți. A ieșit acea doamnă neonatolog. Medicul neonatolog. Și a fost luată la înjurături de un oameni și, și este un medic și apărată, care apărată de mame care erau acolo prezente și strigau medic, la ceilalți. Medicul șef neonatolog de la Botoșani este un medic extrem de empatic. Deci sunt perfect de acord cu noastră. A avut o ieșire aici. Probabil nervoasă, pentru nu, că... Nu aveți să caute acolo, aia e mare greșeală, nu ieși în fața unei mulțimi. Să plătești pentru alții. Dar ea a ieșit în contextul în care saloanele de neonatologie sunt pe partea cu Bulevardul Mihai Georgenescu. Am văzut că a fost tocată și la televiziunile centrale și în presa centrală astăzi. Da, dar ea este deci s-a întâmplat acum două zile. Dar ea este unul din persoanele empatice și cadre medicale empatice. Deci e una din care s-a implicat cel mai mult la cazurile sociale și la copiii fără, care au rămas fără mame sau fără părinți. Credeți că în momentul de față, dacă o mamă nu-și permite să meargă la un cabinet privat, la un medic, are cine să-i ofere consultație, poate să beneficieze de consultație gratuită dacă este asigurată într-un cabinet de la... Clar că poate în ambulatorul de specialitate. Ambulatorul de specialitate. Gravidele au dreptul la consultații gratuite. Problemele cu cabinetele private nu sunt numai în Botoșani. O, da, da. Da? Așa este. Vreți să vă spun cum se face medicină și în județele care sunt centre universitare, în care pacientul se adresează la spital și ulterior sunt direcționați de domnul profesor către cabinetul privat? O, da. Da? Da. Sunt aceleași povești deci, acolo. Nu numai pentru la Botoșani. Noi dacă intrăm, suntem mici copii ce se întâmplă. Noi dacă intrăm în presa din acele județe, doar că ele sunt foarte dezvoltate. Actul medical e de mult timp la un alt nivel față de la noi. Aici trebuie schimbată mentalitatea și tot demersul din cadrul Ministerului Sănătății către noi. Sunt convins că sunteți fan Leon Dănăilă. Da. Și are prin 2018, cred, sau 2017 un interviu dat. Și a fost întrebat dacă a luat vreodată șpagă și a spus eu am zis așa, dacă aș primi bani de la oamenii săraci, aș rămâne cu impresia că îi jefuiesc. Așa este. Dacă aș primi bani de la oameni bogați, aș rămâne cu impresia că le sunt slugă. Dar nu mi-a plăcut nicio variantă din astea două, așa că am mers înainte fără niciun ban. Ce poate ar trebui să puneți asta în fața fiecărei camere de gardă și la fiecare intrare în spital. Totuși este și Botoșănean și... Așa este. Și ne apreciem și noi valorile să generalizăm la nivel de județ. Eu nu spun că nu se întâmplă. Da. Nu putem da cu noroi în toată lumea. Exact ca și la ziariști. Dacă un ziarist este cumpărat, nu înseamnă că toți sunteți la fel. Pentru că nici oamenii care au ieșit în fața maternității n-au strigat la ceilalți medici. Sunt și bărbați medici ginecologi. N-a strigat nimeni față de bărbați, n-a strigat nimeni față de celelalte doamne medic. N-a strigat. Au fost trei nume. Am înțeles, la un moment dat. Așa este. Nu altceva. Nu generalizează nimeni. Oamenii au spus clar, nu vrea nimeni. Dom'le, scoatem toți medicii, nu ne interesează, aducem din Bangladesh, că am văzut noi că veneau în convoi acum și din Pakistan, că nu reușeau să-i primească în Grecia și primim noi pe toți. Nu. Oamenii vor două nume. Afară din sistem la cele două persoane și probabil nu știa lumea cum cheamă la un asistent, că probabil ar fi strigat sunt și pentru... Sunt suspendate din decizia managerului Spitalului Județean. Sunt... O decizie foarte curajoasă. Da. Nu cred că de asta l-au dat afară, dar... Să știți că dacă atacă în instanță, câștigă, doamnele doctor. Asta, exact la discuția asta vreau să ajungem. Pentru că toată lumea a vrut, domnule, vrem mâine să nu mai fie. Și nu am mai văzut cazuri de astea, nu la spital unde e vorba de vieți,
Am văzut și la primării, am văzut și la Consiliul Județene și la diferite foarte instituții publice. Foarte mulți s-au întors. Funcționar public sau persoană angajată pentru acolo... Pentru că legislația le permite. Da. Și a venit un șef și a vrut să facă pe SBIR-ul. S-a judecat, acea persoană s-a judecat cu instituția, a câștigat, a primit salariile. Asta și acasă, a primit și salariile din perioada respectivă și a fost repus în funcție. Eu sunt convins că dacă ați face acum asta, fix asta se va întâmpla. Schimbată legislația și atunci să-ți dea dreptul ție ca și... Dar baza legală... Să poți face ceva. Baza legală permite managerului să ia o astfel de decizie? Are legea în spatele său? Nu, are, pe asta vă spun. Fostul domn manager a spus... Am cu legea în spatele meu. Da, dar dacă va fi contestată, doamna doctor sau doamna doctor va putea câștiga în instanță. Teoretic. Există și posibilitatea să-i se respingă. Există, dar v-am spus, cum au fost 99,99% din cazuri, în toate domeniile în care au fost suspendați din diferite motive, au câștigat de cauză. Acum ceva timp, cât scurt timp, am vorbit cu un om de afaceri care a concediat în urmă cu mulți ani o femeie însărcinată, o doamnă însărcinată. Și toată lumea i-a spus că nu poți o dai afară pentru că venea și nu făcea absolut nimic, nu poți o dai afară pentru că este însărcinat. Dar respectând tot ce avea scris în contract, a reușit omul și nu l-a obligat da, nicio el instanță. A fost instanța nu l-a obligat să o dar fișa postului pe care o avea doamna la cel privat era una și la stat, la bugetari, sunt altceva. Nu v-a șocat faptul că nu este acel protocol pentru... O mămică care vine cu... Asta am întrebat și eu astăzi, care sunt protocoalele și pentru urgențele medico-chirurgicale, pentru că nu toate cazurile care se prezintă la maternitate acum sunt urgențe de grad de cod roșu sau de cod galben. Da. Sunt și cazuri care se internează pentru monitorizare și supraveghere. Dar pentru cazurile acestea, tocmai asta am întrebat astăzi și aștept mâine un răspuns și să vedem, în primul rând, să le facem, că trebuie să pornim de undeva. De asta pornim cu protocoalele, cu altfel conduita de terapeutică a pacientelor care se prezintă la maternitate. Este extrem de greu să mergeți dumneavoastră acum, ca director, deși sunteți din sistem, să spuneți, să spuneți unui corp profesional dintr-un bloc cum e acea clădire, vreau să vă schimbați comportamentul. Și de mâine, să vedem și schimbări. Și de mâine nu mai țipați la mame, nu mai faceți aia. Probabil au mai fost oameni care le-au spus asta. Aici cu tipatul, eu sunt convins că au mai fost oameni care și ține și de fiecare persoană în parte, de felul de cum este persoana respectivă de zi cu zi. Pentru că clar că un om care este calm în general nu o să vină să țipe, să urle sau să înjure dacă nu este la fel de coleric și în viața privată. Singurul politician care a încercat să se ia un pic de medicii de la maternitate a fost Florin Țurcanu, fostul președinte al Consiliului Județean, care am văzut la colegii mei că ar putea să ia să se elibereze în perioada asta, care a încercat nu foarte mult să schimbe, să introducă acea cuplată, dacă vă aduceți aminte, a fost o discuție foarte așa aprinsă, în cazul în care tu ești, trebuie să naști, dar nu vrei medicul de gardă, că trebuie să recunoaște că sunt și cazurile astea. Adică acum... Toți am fi vrut să intervină medicul de gardă. Corect, dar sunt cazuri, dar sunt cazuri în care mămicile care au toată sarcina au dus-o, au monitorizat-o cu un anumit medic, vor să nască cu acel medic. Sunt astfel de cazuri. Și exact. Refuză să nască cu medicul de gardă și așteaptă fie până vine garda acel medic, fie îl cheamă de acasă. Na, îl cheamă de acasă. Hei, atunci s-a vrut introducerea unei coplăți. Unul la mână. S-a strânit așa... toate doamnele doctorițe care n-au vrut să împartă absolut nimic cu statul și cu spitalul, unele dintre ele vând și soți, care mai merg la vânătoare cu alții, mai, știți, sunt niște cercuri așa de prieteni și de oameni suspuși în județul acesta și s-a întâmplat fix nimic. Așa a renunțat până și Țurcanul, care era, se spunea că era tractor și tăvăluș, dacă își punea ceva, așa făcea, a renunțat la orice inițiativă cu spitalul. Oricum, pacienta când se prezintă la maternitate, dacă este urgență, medicul de gardă trebuie să își facă treaba. Nu trebuie să aștepte medicul curant. Medicul curant, până la urmă, fiecare avem dreptul în viața, în afara spitalului, să ne alegem orice medic la orice consultație privată. Eu, dacă vreau să mă duc la un cardiolog, mi-aleg cardiologul. Dar în momentul în care sunt urgență, în momentul în care ajung la urgență, indiferent că e spitalul județean, că e maternitate, medicul care e de gardă trebuie să-mi dea primul ajutor și să aibă conduita terapeutică pentru urgența pentru care mă prezint eu. Credeți că dacă nu s-ar fi întâmplat, dacă n-ar fi murit Alexandra?
Dumneavoastră nu mai ajungeți acum director? Probabil că da. Acum trebuie să spun, noi ca presă nu discutam despre problemele la maternitate. Dar nu trebuia să se întâmple o tragedie ca să asta este, vedeți, ca să se întâmple nici noi nu discutam. Și nici n-aș fi vrut să, nu vreau să cred că așa a fost datorită tragediei, pentru că tragedia este imensă, pentru că au rămas niște copii fără mama. Toți știam, de la oamenii care lucrează la un chioșc care vinde pâine, la presă, medici, conducerea Consiliului Județean și parlamentari, că acolo sunt, se întâmplă niște chestii. Eram mulțumit doar că nu moare nimeni, sau că nu ne-a murit nouă, sau că nu, în viața de zi cu zi, toate doamnele care ajung acolo, ies în viață. Mai mult sau mai puțin unele dintre ele. Dar nu se discută despre asta. Dar acum este momentul zero și trebuie, într-adevăr, dacă s-a întâmplat această tragedie, trebuie să schimbăm ceva. Să schimbăm și în mentalitate și în tot ce se întâmplă, nu numai la maternitate, până la urmă în tot sistemul sanitar. Dumneavoastră i-ați propus doamnei Doina Federovici, care probabil ea v-a sunat și m-a întrebat dacă vreți să acceptați să preluați conducerea. Da. I-ați pus, eu vin dacă și vreau să fac, nu știu, 10 măsuri, 100, habar n-am. Ce măsuri ați... Ea dorește treaba asta, să iau măsuri și să fac... Trebuie să-și prezentați public? Nu știu, eu știți că am avut o transparență în ceea ce privește presa și de fiecare dată, orice decizie am luat-o, de fiecare dată am spus-o, nu mă ascund în spatele unor uși sau unor hârtii. Până la urmă, și eu pot ajunge oricând pacientă la maternitatea Botoșani sau în alt loc. Că ajungem noi, până la urmă, e una. Să nu ajungă copiii și să fie tratați așa. Dar trebuie această tragedie să ne trezească la realitate și să facem să se schimbe complet mentalitatea. Trebuie să prezentați public o listă cu măsuri? Sau vreți să o prezentați? O să o prezint și o să vă spun. Și chiar aștept propuneri și idei. Aveți grijă că ultima conferință de presă a celui care a fost director n-a ieșit prea bine. De ce? Pentru că nu e și bine, v-am spus, o să vă uitați la conferința. Dar nu este niciun fel de problemă, funcțiile sunt trecătoare. Doar domnul Bercea rămâne tot timpul. Dar eu nu m-am... Eu momentan sunt manager de interimar. Încerc să-mi fac treaba cât pot de bine. Și cum am explicat și colegilor medici cu care am început în luni, o să am o discuție cu medicii șefi de pe secție, la toate secțiile Spitalului Județean. Aștept și propuneri, pentru că eu pot să-ar putea, când vin eu numai eu cu idei, să nu fie de cele mai bune. Dar dacă, inclusiv și din partea dumneavoastră, accept idei și să vedem unde putem schimba și unde putem îmbunătăți activitatea. În modul cel mai sincer, fără niciun fel de... Vă veți axa doar pe maternitate? Sau și nu, pe tot. Maternitatea este punctul zero acum, pentru că este această problemă și, într-adevăr, în ultima perioadă acolo au fost problemele cele mai grave, dar asta e valabil pentru întreg spitalul județean în care eu sunt manager. Din punct de vedere al banilor, maternitatea produce? Este pe zero sau este în deficit? Nu, de... să știți că produce. Tocmai am cerut situația financiară a maternității și, într-adevăr, ei și-au acoperit. Apropo, știți că au fost discuții legate de contractul casa de casa de asigurări. Dacă pe întreg spitalul județean este un deficit de minus 8 milioane, încă mai este? Da. Dacă nu mă știu, cât a fost domnul Călin, a fost singura lună în care au fost... Acum s-a mai reabilitat din contractul cu casa, dar maternitatea și-a făcut activitatea. Au îndiergie, probabil că gravida și patologia ginecologică este bine plătită la casă. Am văzut persoane care vreau și demisia politică a unor lideri, de la doamna președinte în jos. Au vrut demisia directorului spital, s-a întâmplat. Oamenii vor, musa este pentru prima oară, că vrea cineva demiterea unor cadre medicale. Nu cred că s-a mai vrut vreodată așa ceva. Pentru că ne-am cansăturat, poate scăpăm de un ministru, scăpăm de un președinte, scăpăm de un parlamentar sau de un primar, oamenii care o comit rămân acolo în sistem și se întâmplă din nou. Există vreo șansă ca medicii pe care lumea îi consideră în momentul de față vinovați să plece din sistem, să-și piardă medicală a colegiului medicilor care poate decide ridicarea dreptului de liberă practică. Nu s-a făcut asta niciodată. La Botoșani nu, din câte știu eu nu. Dar de la doctorul Ciomu a mai pățit cineva ceva, că n-a pățit niciun... La nivel național s-au mai întâmplat, să mai sunt cazuri. Sunt curios și acolo în Târgu Jiu, dacă cel care a operat-o pe gravida 9 luni de hernie umbilicală
Iernii de disc acum, nu? Rămâne și era gravidă. Cadra Târgu Jiu, vă referiți de cadra da, Târgu Jiu. Și iar dacă rămâne, adică... Nu suntem medici. Culpe medical la nivel național s-au mai întâmplat, știți foarte bine. S-a operat la mână, în loc de mâna dreaptă, mâna stângă. Am mai spus-o și în emisiunea lui Cosmin Zanfirache, că cineva cu specializare medicală mi-a spus, acum sunteți și medici voi. Și repet asta, noi nu sunt, dacă vine cineva, nimeni nu poate să spună ceva în fața lui Leon Dănăilă. Da? Niciun ziarist nu va fi nebun să-l contrazică pe Leon Dănăilă, indiferent ce spune acel om. Dar nici toți ceilalți care sunt medici nu sunt chiar medici, cum nici toți cei care sunt polițieni nu sunt polițieni, cum nici toți cei care joacă fotbal nu sunt fotbaliști. Numai că noi în medicină lucrăm cu omul și dacă în alte domenii, dacă greșești o hârtie, o poți să o refaci, o poți scoate de nou la de ce este atât de greu să... Pentru că am văzut oameni care domnule, au fost bancheri o viață sau au fost, nu știu cu ce s-au ocupat, au condus o companie petrolieră și au dat la un moment dat seama că menirea lor e să facă burgeri. Și s-au dus sau să-și facă prăjituri. S-au dus și au deschis o cofetărie și oamenii câștigă foarte bine de acolo și nu omoară pe nimeni. Că asta e marea chestie. Dacă nu mai ai trageri în domeniul ăsta, de ce mai faci treaba asta? Doar pentru că ai un cabinet privat care îți generează venituri incredibil de mari și pentru că la piață îți găsești doar, pentru acel cabinet îți găsești doar fiind medic la maternitate, de ce ar mai trebui să stea și acolo? Eu nu trebuie să omori pe cineva dacă nu știi. S-a întâmplat, e păcat că această tragedie, într-adevăr, este o mare tragedie, repet, este o mare tragedie, până nu știu exact care, ce s-a întâmplat de fapt atunci seara, v-am spus, doar acele declarații pe care deocamdată sunt la mine pe birou, deci, făcute în urma închetei. Eu nu pot să pun acum niciun fel de presiune publică pe dumneavoastră ca membru al Colegiului Medicilor să luați vreo măsură, pentru că nu mai sunteți... Eu nu mai pot să iau nicio măsură la Colegiul Medicilor, pentru că m-am suspendat, din acest moment m-am suspendat, pentru că în momentul în care am preluat funcția de manager, a trebuit să mă suspend în activitatea Colegiului Medicilor, că nu e compatibil. Și mă suspend pe perioada mandatului de manager. Dar ceilalți pot să trateze cazul cu seriozitate. Bineînțeles. Sunt medici primari, sunt medici cu competențe de diferite specialități, cu experiență, care sunt în cadrul aleși în cadrul Colegiului Medicilor. Nu considerați că... Când aveți următoarele alegeri acolo? Cam într-un an. Și nu ar trebui schimbat și acolo? Nu considerați că ar trebui schimbată componența este, și... Au fost alegeri cu... Și a depus candidatura cine a dorit din cadrul corpului medical. Și a fost un vot secret pe care chiar a fost liber, știți, nu au fost măsluite alegeri. Au fost, dar și-a depus candidat cine a vrut. Sunt foarte mulți care nu vor să intre în Colegiul Medicilor în conducere. E cam politică. Nu prea mai vrea lumea. Nu în politică. Nu prea vrea lumea. Pentru că nu vrea, pentru că este mult mai bine să termine activitatea la serviciu. Trebuie să asumi niște decizii bune sau rele în care te înjură sau nu lumea. Exact. Și ai o responsabilitate. În momentul în care intri într-o comisie de specialitate și judeci un caz de greutatea cum e cauzul acesta de la maternitate, nu e foarte ușor. Doamne, vreau să fiți foarte, foarte sinceră. Dacă ați avut o chestie, care e acea chestie care, cât ați fost doar subaltern, da? Ați spus, băi, dacă aș fi directorul spitalului, asta aș schimba-o prima oară, mâine aș schimba-o dacă aș fi directorul spitalului. Că mă enervează, că nu-i bine, că nu știu, că nu-i dreaptă, că-i... Ce v-ați dorit dumneavoastră? Haideți să vă întreb, de când erați mică până acum, să schimbați dacă ați fi directorul spitalului? Poate un pic, să mai accelerăm un pic din activitățile pe care le facem din punct de vedere profesional și să fim un pic mai empatici. Asta e greu cu empatia. Trebuie să ne reîntoarcem. Pe vremuri era poate mai multă empatie. Doamna care a dus-o la baie, care spuneți că a dus-o la baie, a fost empatică când a dus-o la baie, dar n-a ajutat-o cu nimic. Adică și empatia, dacă stai și te uiți la... Doamna, te doare asistent săraca. A putut face tratamentul conform recomandărilor medicului. Un asistent medical pune perfuzia, administrează medicație doar la recomandarea medicului de gardă sau medicului pe care e pe tură. V-a sunat vreodată un pacient noaptea să spun că e la urgență și nu i-ați răspuns sau nu? Nu, eu am răspuns de la telefon, chiar cu riscul de a se supăra cei din jurul meu că răspund la telefon. Așa am fost educat și am fost crescută. Uneori poate ar trebui să fiu, dar nu mă mai pot schimba la vârsta asta. Păi nu vă e frică că așa e și acolo la maternitate? Ca cele doamne oricum, care tratează alte doamne? În momentul de față este o mare presiune. Nu se mai pot schimba din cauza... Este o mare presiune pe personalul medical de la maternitate. Să știți că este o mare presiune. S-ar putea să perceapă greșit acea presiune. Și nu mă refer numai la presiunea străzii. La proteste, până la urmă, este dreptul fiecăruia A Ministerului Sănătății, a politicului, în sfârșit.
presiune. Dar acum frica este foarte mare pentru a nu greși din nou. Să știți, v-am dat dreptate și am dat dreptate și doamnei, iar m-am uitat cum o cheamă, care ești în fața mulțimii. Doamna doctor Zabolotanu. Doamna Zabolotanu, care ești acolo și a spus, liniște că aici avem. Iar fratele Alexandrei a spus, și nu puteți să nu-i dați dreptate. 30 de ani, indiferent ce s-a întâmplat aici, indiferent dacă a murit un copil sau a murit o mamă, a fost liniște. Nimeni n-a protestat niciodată. Nimeni n-a venit în fața maternității să țipe, să zbiere. 30 de ani a fost o totală liniște. Nimeni n-a pus presiune pe medici acolo. Da? Adică oamenii au fost lăsați în pace. Este și momentul ăsta. Când acum, doamnele de acolo, când țipă în fața unei copile de 16, de 18, de 20, de 25 de ani, sunt zbiri. Acum să fac un pic de față presiunii, că n-au făcut în viața lor față presiunii. Doamna doctor a ieșit. Nu mă refer la doamna, nu, dar nu la doamna doctor. A fost discuția asta și presa centrală legată. Mă refer la celelalte doamne. Că nu doamna Zabolotanu țipă la mamele care au dureri de naștere. Sunt cu totul alte doamne acolo. Dar v-am spus, doamna n-are treabă cu acelea. Caracterul fiecărui om. Da. Acum să facă față un pic presiunii. Că 30 de ani, exact cum a spus Vlad, nimeni nu a pus nicio presiune. Nu s-a întâmplat nimic, 30 de ani nimeni nu a spus nimic. Da, au fost doar frică, niște... au fost oameni care au tăcut din respect și oameni care au tăcut din frică. Sunt doar două tipuri de tăcere. Nu există alt treilea tip. De frică și de respect. Unii au respectat prea mulți, pe unii care nu meritau, pentru că i-au pus în aceeași oală cu aia bun. Știți că respectul vine de la aia bun. Așa. Și i-au pus în aceeași oală și pe aia răi. Iar acum, din păcate, ăia bun sunt puși în aceeași oală cu aia răi. Și o fură, toată și o fură din adevărat, toți. Este băgată în aceeași categorie. Și să trecem un pic la partea asta de salarizare. Și l-am văzut și, într-o declarație și pe Relu Chiriac. Cel care, culmea, a ajutat prin telefon să nască o doamnă, iar aici o altă doamnă n-a ajutat o mămică să nască și a lăsat-o să moară. De ce medici, puteți să schimbi, nu știu dacă puteți să schimbați ceva de la Botoșani, medicii, indiferent cât muncesc, primesc același salariu. Pentru că așa este grila de salarizare dată la nivelul... O asistentă sau un medic sau un infirmier, deci nu contează ce muncă faci, primești același salariu. Exact. Sunt ca și la... În categoria spitalului, da. Este o grilă, okay, pe care în același spital. Da. În aceeași grilă, unul muncește, unul muncește mai puțin. Și eu sunt de acord, și eu aș milita, dar sunt prea mică pentru ceea ce îmi doresc și eu, că aș vrea să fiecare să fie renumerat după performanță, da, și după câți pacienți vede și după câți pacienți consultă. Și în momentul de față, Botoșanu este centru atenției, Botoșanu, Gorju, Urziceni, centru atenției al Ministerului Sănătății. Acolo este un nene, povestitor frumos, el, Rafila, se numește, din punctul meu de vedere, un cel mai slab miniștri de sănătate din istoria țării, dar e un bun povestitor, el vorbește frumos. Să-i transmiteți voi tot, m-am săturat să primesc cât doamna aia... Deci, un medic salvează o viață, unul lasă o fată să moară. Dacă nu era presiunea publică, pentru aceeași muncă, primeau la fel. Dar sunt și specialități unde adresabilitatea este mai mare față de alte specialități unde adresabilitatea este mai mică și salariul este același. Doar diferența că sunt anumite sporuri pe anumite secții în care munca este mai grea. Și luăm ultima pauză publicitară, rămâneți alături de noi, revenim imediat. Am revenit, ultima parte a emisiunii. Vă reamintesc că alături de noi avem pe Monica Dăscăliței, managerul, noul manager al Spitalului Județean Botoșani. Domnul, care este din punctul noastră de vedere, ca medic, ca pacient, ca tot ce a avut legătură cu spital, ca fost director al DSP, cel mai bun director al Spitalului Județean din ultimii 10-15 ani? Dar nu pot să cuantific, pentru că pot fi subiectivă, pentru că am fost din perspectiva angajatului și e posibil un șef să nu fie pe placul meu, pentru că nu a fost de acord cu mine în anumite momente și atunci n-ar fi frumos din partea mea să fac o clasificare a forțelor manageri. Se impune reorganizarea secțiilor de spital pe principiul eficienței? Absolut. O veți face? Veți începe? Asta îmi și doresc. De asta am spus, vin și din perspectiva angajatului și din perspectiva aparținătorului care a avut nevoie de serviciile colegilor din Spitalul Județean. De ce sunt evitate internări? Mai avem foarte puțin timp, da, și de asta. De ce sunt evitate internările de zi? Și vedem că este o problemă la spital, pentru că păi nu se face contractul. Păi încercăm acum să eficientizăm internările de zi, pentru că pentru pacienți ar fi foarte bine. Faptul că va fi un nou ambulatoriu, pentru că acum s-a câștigat proiectul și va fi un ambulatoriu, chiar azi am văzut proiectul de ambulatoriu de specialitate, extraordinar de frumos și de bine organizat.
inclusiv cu specializare de zi, eu vreau să-i precizez foarte mult activitatea în ambulatoriu. O să am o discuție cu toți colegii care fac ambulatoriu pentru a crește numărul de specializări de zi. Când ar trebui să fie finalizat acel ambulatoriu? Păi începe activitatea, acum urmează perioada de licitații și așa mai departe. Gândiți un sistem de monitorizare personalului? De ce nu? Din punct de vedere comportamental față de pacienți? Bineînțeles. Cum s-ar putea face asta? Pe lângă, pe acele chestionare, apropo de satisfacție, care așa, pe lângă faptul că se vor instala în continuare sisteme de supraveghere, cum sunt și acum. Dacă domnul Bercea spune că el nu are acces? Sau, dar va avea acces. Dacă a monitorizat 1, 2 și 3, n-a monitorizat și parterul. Dar putem schimba, domnul Caliniuc. Putem schimba. Deci fiecare, eu vorbesc acum de ce voi face. Am spus, nu știu dacă o să fiu cea mai perfectă. S-ar putea să iau niște decizii, să nu fie pe placul tuturor, pentru că dacă o să vreau mai multă corectitudine sau mai mult strictețe, s-ar putea să nu fiu pe placul tuturor. Dar sper. Știți cumva dacă medicii de la Spitalul Județean, șefii de secții participă la conferințe, la seminarii internaționale, la specializează la tot ce înseamnă la zi. La congrese, da. Să știți că corpul medical și anumite secții și anumite specialități au avut chiar succese pe anumite patologii, inclusiv chirurgia generală, cu operații care s-au făcut în premieră la Botoșani, ortopedia, neurochirurgia, colegile de pe cardiologie. Sunt și eșecuri, dar am avut foarte multe cazuri cu pacienți care, ultimul caz a fost pe terapie intensivă, care a stat 2 luni, o doamnă intubată, trăiește, nimeni nu i-a dat nicio șansă și a plecat acasă pe picioarele ei. Din Spitalul Județean Botoșani? Da. Din păcate, mama mea nu. Dar așa a fost să fie. Până la urmă, în fața lui Dumnezeu, toți suntem, avem un destin. Dar sunt și succese din punct de vedere terapeutic. De asta nu trebuie să dăm cu noroi în toată lumea. Vă repet chestia care 30 de ani n-a dat nimeni. Eu am înțeles. Dar vă spun, este o tragedie ce s-a întâmplat. Tocmai de asta vreau să, de asta am și acceptat și încerc venind din... Și acum, sincer, îmi pare rău, pentru că cunosc medici, inclusiv la maternitate, am 2 copii născuți acolo, care au fost extraordinari și care nu cu toată lumea. E tocmai de asta. Și dar, vrem să schimbăm un pic din mentalitate și în tot ce se va întâmpla. Dar știți cum puteți să începeți cel mai și cel mai bine, dacă vreți să aveți și acceptul publicului și acceptul ziariștilor și a țării, să fie niște cadre medicale pedepsite. Până dar nu vor fi pedepsite niște cadre medicale, managerul spitalului județean, dar sunt competențe pe care eu sunt limitată ca manager să le iau asupra personalului. De asta, din punct de vedere profesional, sunt comisiile de specialitate. Deci, eu nu pot să încrederea judec... sistemului care acum este la pământ poate fi recuperată doar așa. Aia e singura variantă. Altă variantă nu aveți. Clar că cineva a greșit, de fiecare dată va plăti pentru, nu, pentru așa. Nu, dar mă refer în cazul acesta. Plecând de la acest caz... Pentru a da și un exemplu, că nu s-a întâmplat niciodată, puterea exemplului n-a fost dată niciodată în sensul ăsta în Spitalul Județean Botoșani, aia e singura metodă. Dar am spus, pe lângă ce eu pot să fac tot ce ține de mine ca manager, dar ce ține de competența Comisiei de Specialitate, asta ține de Colegiul Medicilor și de Poliție și de organele de anchetă. Eu ce pot să iau din punct de vedere al legislației, clar că voi face treaba asta. Știți prea bine cât de orgolioși sunt o parte din colegii noastre medici, nu asistenți, nu, medici. Știți prea bine cât de chitroși sunt unii dintre ei. În toate domeniile, nu numai în medicină. Este extraordinar de greu să lucrezi cu ei ca manager. E extraordinar de greu. Pe cât sunt de pregătiți profesional, pe atât sunt de... Să nu spun așa. La calitate de fiecare om. Nu vă e frică că o să vă pară rău că ați acceptat funcția? Dacă n-am fost în perioada pandemiei, chiar de colegii mei, până la urmă am înțeles că am avut dreptate în multe dăți, și unii din ei chiar și-au cerut scuze că nu m-au ascultat de prima dată. Nu cred că se va întâmpla treaba asta. Pentru că pe 99,99% este pe fiecare în parte. Lucrez de 16 ani în sistemul medical botoșnean. Veți vrea un consilier sau un anumit director adjunct sau un anumit director de nu știu ce special, o persoană. Dar eu să colaborez cu toți colegii mei și de asta eu l-am spus și cum am fost și la DSP și totdeauna m-am sunat și am discutat și am avut dialog. Pentru că nici nu pot avea pretenție să spun că eu dețin adevărul absolut. Că nu am de unde să-l dețin. Și ce director este? Că noi știm așa, domnule, când vine directorul, șeful, președintele, primarul, așa, el are dreptate. Altcineva nu. Nu, trebuie să zic. De asta vă spun că sunt deschisă la idei și la parteneriat cu colegii mei din spital. Și vă garantez că se va schimba mentalitatea în spital.
sunt în alte părți, când pleci, când ai te externat, primești un chestionar online sau prin SMS. De satisfacție. De satisfacție. Vom primi și noi? Da, de ce nu? În viitor? Mi se pare normal. Sunt niște proiecte de investiții foarte mari în sistemul, în spitalul județean. Foarte multe. Foarte mari. Avem inclusiv pe digitalizare acum. Ieri s-a depus proiectul pentru digitalizarea spitalului județean. Deci foarte mari. La, foarte la maternitate, prin PNRR, va fi termoizolată maternitatea. Nu, unitatea de primiri urgențe, cum va fi ambulatorul și toate celelalte, și poate, la infecțioase și la laboratorul de microbiologie de la infecțioase. Și poate cu sprijin politic. Să nu spunem, să nu băgăm Dumnezeu în politică, cu sprijin politic vom primi și bani pentru clădiri noi. Asta ne dorim și inclusiv Consiliul Județean a făcut demersuri pentru spitale noi, pentru că până la urmă spitalele astea sunt construite înainte de 90, sunt făcute conform regulilor. Și comportamentul unor a rămas ca înainte de 90. Păi de aia și l-avem de înainte de 90, că sunt oameni de așa natură. Acum se fac aceste modernizări pentru a crește calitatea actului medical. Mai avem foarte puțin timp. Aș vrea ca, nu știu, să le transmiteți ceva tuturor celor care v-au văzut, care și-au pierdut poate încrederea acum, poate mămicilor care urmează să nască și stau acum cu inima în gât, că nu știu ce să facă, dacă să meargă la Botoșan sau nu. Să știți că și la maternitate au fost cazuri complexe și paciente care au născut tripleți și cazuri, tumori gigante operate la maternitatea Botoșani. Am spus, nu trebuie să generalizăm. Este o tragedie pe care poate ne-a trezit, deși nu trebuia să moară cineva ca să ne trezească să facem ceva bun, dar în acest moment trebuie să fie punctul zero, să chiar să ne schimbăm poate această tragedie și, repet, nu ar fi trebuit să se întâmple, că este o mare nenorocire că s-a pierdut o femeie tânără și au rămas trei copii fără mamă, dar acest moment să ne facă să ne schimbăm și mentalitatea în colegilor mei. Sperăm că vă veți duce la capăt ideile și le veți aplica și veți fi lăsată să le aplicați și veți avea și susținere pentru asta. Am înțeles că din discuțiile pe care le-am avut, că am toată susținerea și sprijinul pentru a face ceva bun. Păi n-a spus azi premierul, de sus până jos, aveți mână liberă. Nu dumneavoastră personal, așa a spus. Sunt prea mică să vorbim. Vă mulțumesc mult pentru participare și mult succes. Sper din tot sufletul să schimbați ceva. Și vă mulțumesc. Am nevoie de sprijinul dumneavoastră, v-am spus că aștept idei și propune. Mulțumesc tare mult și să ne vedem și cu altă ocazie. Să dea Dumnezeu. Rămâneți alături de noi până data viitoare. Multă sănătate și spor la bani.